Bună ziua, bună vreme, bine v-am găsit, dragi oameni buni! Transmitem din inima Clujului, din Parcul Central, de la restaurantul Chiosc, ca să vedeți ce e în jurul nostru, să știți că nu am avem așa ceva în studio. Vă invităm la o ediție specială, dedicată, așa cum facem noi lunar, elitelor Clujului, oamenii Clujului, ai Transilvaniei, ai României. Astăzi avem o surpriză. Nu vom lua telefoane pentru dedicații, vom avea alte emisiuni pe care le consacrăm numai dedicaților, da. Și ca să începem frumos, dați-mi voie să vă spun patru versuri. Uitați-vă în jur. Ascultă cum cântă întâiele brume de smăți de culori în copaci ursuși. Acum te poți pierde pe străzi fără nume. E toamnă nebun de frumoasă la Cluj. Vă mulțumesc că sunteți în fața televizoarelor. Avem o surpriză pentru dumneavoastră. M-am înfruntat din creația poetică a unui concitadin de al nostru. Este invitatul domnului Gadola, gazda noastră și al meu. Unii ați recunoscut din start versurile. Scriitorul Horea Bădescu. Bine ați venit! Vă mulțumesc, bine v-am găsit! Eu îi mulțumesc lui Ștefan Gadola că ne găzduiește. Și, Ștefane, uite, îți dau ție cuvântul pentru început, ca să scapi eu de emoții. Păi eu aș dori, în primul rând, să vă mulțumesc mult că ați acceptat această invitație și să vă și citez un pic că mi-ați făcut și ne-ați făcut o zi nebun de frumoasă astăzi. Și eu vă mulțumesc pentru invitație și mărturisesc că am făcut-o, am venit cu plăcere, pe de o parte, pentru că mă regăsesc în ambianța în care m-am aflat atâția ani, a studioului de televiziune Cluj, pe de altă parte, pentru că mă aflu împreună cu domniile voastre aici, oameni care au dat viață acestei emisiuni, care se pare că este de un real interes. Mă bucur și aș dori acum să vă mai citez un pic. Vă rog. Cu câteva versuri. Cine ești? Cine acolo sub cuvintele care încă nu s-au născut? Îmi plac foarte mult. Ce frumos sună cuvintele care nu s-au născut. Care nu s-au născut. Și care sunt, de fapt, este o trimitere la poezia unui alt mare poet, laureat al premiului Blaga, Yves Namur. Ah! Foarte frumos. Am să spun ceva și despre ce a scris în prefața lui, dar înainte de asta, vreau să vă fac o scurtă mărturisire. În 1972 eram în liceu și cu încă alți trei colegi de liceu am făcut o excursie particulară prin țară, printre care am vrut să vedem și realizările, noi fiind la liceu energetic, să vedem realizările energetice, că tot la modă este acum. Printre altele am fost și la Vidraru. Am înoptat într-o localitate care pentru noi se părea normal, Areful. Ei, trebuie să vă spun că a doua zi am avut la mine revista Tribuna. Și când am deschis, am văzut versul de Horea Bădescu, citeam. Și am văzut născut în Areful. Deci, cum să vă spun, a fost o întâmplare extraordinară. Să deschid revista Tribuna, să văd că am în Areful și să citesc versuri de Horea Bădescu, născut în Areful. Pe care știa că e clujan. Așa am știut. Uite, ca să nu facem noi un lung curriculum vitae, nu știu ce, mă înfrupt din ce a scris Mircea Popa despre dumneavoastră. Așa că e mai scurt, a luat-o mai... Zice, Horea Bădescu este unul dintre numele de rezonanță ale Clujului.
Deși originar din Areful Argeșului, el este de multă vreme un ardelean autentic, un argeșan pentru care Clujul a devenit orașul său de suflet, oraș în care și-a făcut studiile universitare și în care și-a rostuit o existență care l-a propulsat în funcții dintre cele mai onorante, între care acelea de director al studioului de radio și televiziune din Cluj, director al Teatrului Național și director al Institutului Cultural Român din capitala Franței. Viața sa s-a identificat plenar cu viața orașului lui de adopțiune. Oraș în care și-a susținut doctoratul și a devenit unul dintre stâlpii de bază ai societății literare Lucian Blaga, în numele căreia a coordonat mai multe ediții ale festivalului Lucian Blaga și a dat o mână de ajutor la procesul de impunere și recunoaștere a revistelor și instituțiilor sale de bază. Horea Bădescu, invitatul nostru de astăzi, spune domnul Mircea Popa, a însuflețit de-a lungul anilor nu numai gruparea tinerească din jurul Echinoxului, dar a fost elementul hotărător în ființarea unui cenaclu poetic paralel care își propunea să releve cultul orașului și al tradițiilor lui la un mod mai agresiv, trubaduresc și romantic, într-o vreme în care autoritățile încercau să-și impună pecetea politicului în orice situație. Trebuie să-i mulțumim domnului Popa că m-a scăpat de... Domnul profesor Mircea Popa este un generos. Cum să zic? Generos, dar a spus adevărul, cum se zice, da. Da, adevărul. Să sperăm. Asta pot să spună criticii literari și pot să spună cei care îmi cunosc opera, cei care îmi citesc poezia. Da. Și noi cunoaștem, dar nu așa, ca alții. Da, Ștefan. Eu aș vrea să mai spun că sunt foarte, să zic, emoționat și chiar, cum să vă spun, mândru că poeziile domnului Horea Bădescu sunt publicate și traduse în foarte multe țări. Franța, Belgia, Italia, Bulgaria, Macedonia, Rusia, îmi aduc aminte și de altele, să știți, Vietnam, Peru. În Peru, da. Eu sunt impresionat și încă nu vreau să vă țin mult, dar aș vrea să fac, să citesc ceva din prefața pe care a scris-o la cartea lui Yves Namur, care a apărut la noi. Yves Namur, care a primit premiul Blaga. Și eu profit de ocazie să vă mulțumesc pentru sprijinul pe care l-ați acordat ediției Lucian Blaga de anul trecut, care a fost onorată de prezența acestui poet important, care este în același timp și un prieten al României, un prieten al lui Blaga și este și președintele Academiei Regale de Limbă și Literatură Franceză din Belgia. Îmi dați voie să citesc un pic din această prefață. Vă rog foarte mult. Meseria de a trăi ca om și poet. Ce frumos sună. Trudnicia meserie de a învăța pe semenii săi și pe sine însăși să existe. Cu bucuriile și tristețile vieții. Și, dacă se poate și cât se poate, să fie în adevăr și iubire. De unde vă vin aceste cuvinte așa de frumoase? Și vă spun acum să-mi dați voie să-i le spun tuturor telespectatorilor, vă rog, citiți-l pe Horea Bădescu. Citiți-l cu inima și cu cugetul deschis, fiindcă merită. Și aș vrea să vă mai spun doar, da, ca să nu lungesc eu, că eu... Observați că Ștefan e entuziast pentru că îi place. Sigur că da. Pe cum să nu? Păi da. Sunt chiar, v-am spus, onorat că sunteți aici și ca să nu lungesc. Tot din... versurile dumneavoastră aș vrea să vă spun. De la răsărit la apus, cât de lungă o zi, cât de scurtă întâlnirea cu tine. Mai scurtă, da, va fi și astăzi. Sunt, asta mă refer. Citatul acesta se regăsește în ultima apariție a poeziei mele, din cel de-al patrulea volum al Cărților Viețuirii, publicat tot de către acest minunat editor, care este Vasile George Dencu, George și care Dencu, da? Da, a făcut la Școala Ardeleană o serie de autor și care se cheamă ca subtitlu Dinaintea ta merge tăcerea. Deci ce ați ta, citat foarte bine. Oh, că stați că mai avem un pic și după aia... Spuneți-mi, doamne, cum ați ajuns la Cluj?
Cum am ajuns la Cluj? Întâmplările vieții m-au adus într-un spațiu românesc în care înaintea mea, părintele meu a viețuit aici și a făcut școala normală la Oradea, a funcționat ca învățător la Ciucea Negreni o vreme și pe urmă bunicul meu, care era tot învățător, l-a chemat acasă în Argeș, de unde sunt eu, ca să continue dăscălia. Mie îmi place foarte mult acest termen vechi, cu care sunt, erau definiți și numiți înainte învățătorii, da. Și învățător fiind un termen extraordinar, pentru că presupune și o componentă care vine din înalta spiritualitate. E cel care te învață nu numai limba română, nu numai istoria, nu numai matematica, dar te învață și să fii om. Te învață să trăiești, te învață cum să te raportezi la cei din jurul tău. Deci, tata a fost aici, cred că am mai spus-o, dar nu acest lucru este important decât ca informație, da, a contextului în care am ajuns la Cluj. A făcut politică națională țărănistă, a trecut prin prin închisorile de la vremea aceea și a făcut universitatea la Poarta Albă. La Poarta. Da, la Poarta Albă. Și atunci când a terminat liceul și am dat la București la filologie. Biolog a trebuit să fiți primar. Bunăvoința unui coleg care a denunțat această filieră care nu era dintre cele mai convenabile pentru un anumit timp, a făcut să nu intru, să nu fiu admis la, după scris, la Universitatea din București. Am făcut 2 ani de armată și la recomandarea mamei mele, tot învățătoare și o femeie extraordinară, mi-a zis, du-te în Transilvania, du-te la Cluj. Aveam o familie de prietene din tinerețe ai părinților mei care locuiau la Cluj, o să ai unde să stai câteva zile, du-te și dă la facultate acolo ca să-ți pierzi urmele, nu mai știe toată lumea ce-i cu tine. Da. Am dus, am intrat la universitate și am rămas studiat din anul, din 1963, de când am intrat la facultate, și până astăzi sunt aproape 60 de ani de când viețuiesc într-o urbe de care m-am îndrăgostit. O probează această carte pe care o aveați în mână când ați început emisiunea afară. Aia e toamna nebunde frumoasă la Cluj. Exact, exact. A, uite aici. Și? Da, uitați ce ziceți aici. Cluj. Despre el vorbești ca despre locul nașterii tale. Tânăr fiind, te-a învăluit cu dulcea o travă a cărții. Da, și ca să rămânem, dacă rămânem în spiritul acestei cărți, o prefață a ceea ce se întâmplă astăzi, în această zi minunată de octombrie, care este luminoasă, care este cum au fost întotdeauna toamnele nebunde frumoase la Cluj. Dați-mi voie să spun, vă spun dumneavoastră și telespectatorilor, poemul care deschide această carte și care, într-un fel, a devenit un brand al Clujului. Da. E toamna nebunde frumoasă la Cluj, a intrat în memoria culturală a acestei urbe de care sunt îndrăgostit și sună așa. Ascultă cum cântă întâiele brume, dezmăți de culori în copacii ursuși, acum te poți pierde pe străzi fără nume, e toamna nebunde frumoasă la Cluj, acum bate în turle o oră regală din vechi manuscrite vocabule ies. E un ceas când orașul în haine de gală începe să cânte sub un zdum duvenesc. O stea poți purta noaptea asta pe umeri, poți iubi, poți vorbi cu prietenii duși, poți uita anii care se adună la număr. E toamnă nebunde frumoasă la Cluj. Și ca să duc gândul acesta de iubire față de această urbe în care s-a desfășurat viața mea cu prieteniile, cu școlile superioare, cu locurile în care am muncit, cu toată frumusețea studențească și culturală a acestui Cluj, dați-mi voie să vă citesc, asta nu știu, pe din afară, și declarația de dragoste pe care însoțește și finalizează acest volum. Acest volum care este la ediția a doua, dar care, spre deosebire de prima ediție, este ediție revăzută și adăugită,
are și audiobook-ul în care toate aceste poeme se află în lectura autorului. Deci poeme alese și rostite de autor. Exact. Deci spuneam așa, de peste o jumătate de veac am intrat pe porțile Clujului și Clujul m-a făcut al lui. De peste o jumătate de veac, urbea aceasta care trece prin timp însoțită de curgerea somnoroasă a Sobeșului, am făcut-o a mea. Mi-a dăruit un titlu universitar și o viață bântuită și răsfățată de frumusețea nebună a toamnelor sale, de lumina brumată a străzilor și a piețelor, de amurgul portalurilor și de magia locurilor unde se petreceau fabuloase întâmplări goliardice, mi-a dăruit misterul bibliotecilor și miracolul prieteniei, iubirile și tristețile, casa mea și pe toți ai mei. I-am dăruit truda unei vieți înscrisă într-un raf de cărți. În urmele prezenței mele sale, în existența lui și mai ales nestinsa iubire de el pe care o mărturisesc aceste poeme și pe care o fac publică, iată. Vă da lacrimile, domnule. Frumos. Ai observat? Vă da lacrimile. Da. E, acum avem și noi un dar. În așa declarație, noi ne-am întâlnit înainte, întreg, am pus la cale emisiunea de astăzi și acolo am găsit care este una dintre pasiunile mari ale domnului Badescu. E, uite, noi facem un cadou cu Quartetul Transilvan. O să vorbim după aia de Mozart. Bine, ne spuneți. De ce Mozart? Și de Mozart. De ce Mozart? Dar fiindcă ați vorbit de Quartetul Transilvan, trebuie să vă spun că această minunată formațiune de cameră, excepțională a Clujului, am îndrăgit-o pentru că mi-a fost alături și atunci când eram directorul Institutului Cultural Român de la Paris și când au avut bunăvoința și generozitatea să vină și să cânte la Institutul Cultural cu un succes extraordinar, m-am reîntâlnit cu ei la Consiliul Europei. Eram și eu la Bruxelles în momentul în care au cântat la Consiliul Europei și au făcut un lucru extraordinar, evident, în descendența marelui Enescu, adică au prezentat muzică populară, folclor de cea mai înaltă calitate, transformat într-o minunată muzică de cameră care a avut un succes extraordinar. E, acum noi o să dăm divertimentul de Mozart cu Quartetul Transilvan. Să-i mulțumim colegii noastre, Liana Goța, că ne-a pus la dispoziție acest material. Ia uitați-vă cu atenție, am vorbit cu domnul profesor Jucan, rectorul Academiei de Muzică, cred că se uită toți. Hai! Thank you.
Vreau să mulțumim sponsorului emisiunii noastre, restaurantul Chios din Cluj. Să mulțumim și lui Ștefan Gadola și ne întoarcem la ale noastre, ca ale noastre stoate. Domnul Bădescu, ia ziceți, spuneți-ne ceva despre studenția de la Cluj, care era total diferită de cea de astăzi. Îți vă spun, era într-adevăr diferită și, dacă bine îmi amintesc, Clujul tinereților mele era un oraș universitar dinamic, viu, creativ, păstrând din viața studențească cutumele și aura Europei Centrale. Era un fel de Heidelberg al României, dacă vreți. Era un Heidelberg cu o boemă care era savuroasă, de un intelectualism pronunțat. Și ca să vă spun, ca să punctez, îmi aduc aminte că la un moment dat Carmen Dumitrescu, care lucra atunci la televiziunea română, a venit să facă un interviu despre Cluj, despre lumea Clujului, despre... Și s-a întâlnit, cred că întâmplător, cu una dintre figurile boemei clujene de atunci, un nume foarte cunoscut în lumea noastră, Posui. Da. Și l-a întrebat, ca să vadă care este pulsul intelectual al Clujului, ce știți despre Michelangelo? La care Posui a răspuns, vă rog să-mi precizați, Michelangelo Buonarroti sau Michelangelo Antonioni? A rămas Carmen? Vă dați seama, dar asta era, cum să spun, nivelul intelectual până și al boemei. Era, cum să vă zic, o rigoare în viața și o solemnitate în viața studențească de atunci. Era, de fapt, ideea și sentimentul apartenenței la un club cu totul aparte, care era universitatea. Făceai parte din acest club, era un club al salutului academic, domnule coleg, nu al pedestrului bună cu care ne salutăm între noi, uitând că în limba română nu s-a spus niciodată bună, s-a spus bună seara, s-a spus bună ziua, s-a spus bună dimineața, s-a spus servus, între cei care se cunosc și sunt mai apropiați, care înseamnă servus, vie din latină, sunt servul tău, da. Te onoresc cu prietenia ta. Sau salvezi cu salvete. Sigur că da, sigur că da. Câți, de exemplu, dintre studenții de astăzi ar mai păstra mândria și mai știu ce înseamnă șepcile roșii, da, care erau insemnul acestei apartenențe la Cluj, la clubul universitar. Noi intrasem atunci un club în care întâi învățam să înveți, să cunoști, să-ți creezi o bază reală a meseriei către care te îndrepți, nu să obții o patalama, cum se întâmplă de foarte multe ori astăzi, o patalama care nu are valoare, de fapt, de întrebuințare. Nu are. Cum zicea prietenul nostru, doctorul Lung, un carton. Da, un așa, carton. Exact. Era, în plus, chiar în mediul studențesc și în vremurile acelea, o viață culturală de înaltă intelectualitate. Viza valorile înalte. În ciuda presiunilor ideologice, ne îndreptam către arta mare. Nu ca acum, când s-a ajuns, dacă vreți să... Eram departe, să spunem, de minimalismul actual, de biografismul care se practică în lumea intelectuală și artistică. Și eram departe de lumea aceasta care creează vedete din mediocrități după ideea star sistemului care a invadat lumea aceasta și pe care le propune în locul valorilor autentice care uneori sunt puse în exerg. Da. O baladă studențească, numai o strofă. Da, vă rog. Inima lui e o carte bătrână. Toamna miroase a teascuri și a harbuși. Ploile scandează pe turle limba română. Ah,
filologi și băiați de la Cluj. Amintiți-vă someșul de argint și de fum cu vertebre de poduri subțiri, cum eram noi bărbații de atunci când ieșeam în amurg la șpațiri, cum eram printre vechi hârțogare somnoroși conjugând pe a fi, când prea splintele clipe ogar ne vâneau cu obraj durdulii. Amintiți-vă ora 10 din seară când ies muncitoarele tinere. Amintiți-vă pielea lor de secară și sărutul din fiece vinere. Amintiți-vă nopțile în noi cartiere cu bărbați obosiți duhnind a tutun. Amintiți-vă spuma halbei de bere, amintiți-vă poemul nebun. Amintiți-vă zorile care se îngână în ochii feleacului uzi, când ploile scandează pe turle limba română. Ah, filologi, vă băiați de la Cluj. Da, da, că trebuie să spunem, filologia aceea care... Domnul Bădescu a făcut filologia. A făcut filologia, bineînțeles, și filologia iar aceea... Iar m-au nu, filologia aceea erau cei care au creat acea minunată mișcare literară care se cheamă Echinoxul, despre care vorbea profesorul, profesorul Mircea Popa și care este, să spunem... în rândul mișcărilor literare de la, din literatura română care au contat și care au lăsat o urmă, Echinoxul se plasează, să spunem, în descendența, ca să rămân la spațiul transilvan, a cercului literar de la Sibiu și ca valoare estetică, ca modalitate de a încerca să impunem într-o epocă ideologizată și în care ideologia făcea o presiune enormă, am încercat să readucem transcendentul. Transcendentul în literatură, în poezie, chiar dacă uneori pe ușa din dos. Da. Da. Să-l aducem acolo unde era locul. Și să am încercat... ceva din domnul Petru. Solemnitatea rituală, apropo. Da, și vreau să mai spun ceva și mișcarea aceasta a fost cea care a făcut, să spunem, legătura valorică cu tot universul poetic european. Eram oameni cu talent, cei din generația și era creatoare. Da, eram oameni cu talent, colegii mei oameni extrem de talentați, dar care în același timp erau oameni care trecuseră prin bibliotecile Clujului și vreau să vă spun o singură chestiune. Eram în primii ani și bineînțeles că era foamea aceasta de a cunoaște marea literatură a lumii pe care curicula de atunci nu putea să ne ofere. E bine, îmi aduc aminte de prietenul și colegul nostru din tinerețe, Ion Papuc. Da. Ion Papuc care locuia undeva dincolo de gară, avea o cămăruță în... și unde în multe seri ne regăseam acolo împreună cu el, cu Ion Alexandru, cu Pituț, cu Matei Gavril. Și făceam o noapte întreagă pe rând lecturi din marii poeți ai lumii, ca să ne imbibăm de poezie. O să vă întreb și alte lecturi pe care le făceați dumneavoastră, dar să vedeți. Ați remarcat delicatețea, eleganța domnului. Dar uitați să știți că în 1978, remarcă Petru Poantă, Dumnezeu să-i ție memoria, el zice, a scris un sonet de o vehemență eminesciană, zice dânsul, și fără îndoială indezirabilă la vremea respectivă. Și uitați ce zice aici, încep să aud troznind împărăția, scrie în 78. Deci încep să aud troznind împărăția, bicisnici, hoți, lichele, trădători, rămâne bâlciul agățat de sfori și în urechea lumii vorbăria. Da, este, face parte dintre poemele pe care nu le-am putut publica înainte de Revoluție și care au apărut în volumul Furcile Caudine, care a primit premiul Academiei în 1998. Observați că noi evităm multe chestiuni de performanță, așa, pentru că se subînțeleg pentru noi. Noi zicem că se subînțeleg. Știți ce s-a întâmplat? Generația noastră și acest Echinox, noi am încercat, ca și generația 70 care ne-a precedat, cu care eram în foarte strânsă legătură, să spun, foarte multe afinități
în modul de a înțelege poezia și de a practica poezia. Dar noi am încercat atunci să scoatem cultura de sub teroarea ideologicului. Da. Și vreau să vă spun, preluând ceea ce spunea la un moment dat Milan Kundera, care făcea o paralelă între primăvara de la Praga și deschiderea care se încerca în estul Europei și ce se întâmpla în același timp la Paris, cum spunea Milan Kundera, asta am făcut noi, am apărat aici valorile, marile valori culturale europene, culturale, spirituale, tradiționale, în timp ce la Paris se striga Abat la cultură. Da. Așa. Jos cultură. Cum se strigă acum? Asta e... Auziți, colegul dumneavoastră, prietem, Aurel Sasu, da, un bun... Zice că, ziceam că ați fost la domnul Papuc acolo. Da. Înainte să fi citit în volum poezia lui Horea Bădescu, generația mea a trăit-o prin cramele lui Mongolu. Da, e adevărat. Deci am avut și noi o capșă a noastră, literară. Am avut ceva în descendența unei celebre crâșme bucureștene, ca să folosesc termenul vechi, crâșma Singapore. Da. Așa. Și era ceva care era o mixtură între pișnițile lui Auerbach, da, despre care știm cu toții, la Goethe încoace, și aceste sudice surori mai picante, mai pipărate. Ei bine, mongolul. Cine era mongolul? Era cel care dirija atunci crama. Aha. De pe strada Horea, în apropiere de filologie, Remus Pop, prenumele domniei sale de cetățean al urbei, care a avut extraordinarul simț să primească și să creeze un fel de rezervație, dacă vreți, intelectuală, un spațiu care era în care puteau pătrunde doar cei care veneau din lumea artei și mai ales scriitorii, un spațiu în care s-a născut Echinoxul. Acolo a fost prima ședință a Echinoxului, pentru că la început, atunci, existau cenacuri, dar revolta noastră a fost aceea de a ieși de sub orice condiționare, oricât de binevoitoare a autorității universitare, dacă vreți. Am înțeles că era foarte larg, foarte înțelegător, domnul Pop, mongolul. Da, bineînțeles. La el, deci, au fost primele ședințe ale Echinoxului și, pe urmă, a devenit o obișnuință să ne întâlnim în această cramă, în acest spațiu care ni se rezerva și unde un vin bun nu era decât prilejul pe care îl dă totdeauna oamenilor inteligenți vinul bun, acela de a deschide, de a încălzi sufletul și de a deschide inteligența, mintea și limba. Și erau acolo, sigur, la un pahar, dar erau dezbateri de idei. Se discutau probleme literare, se discutau ultimele noutăți din literatură, ultimele noutăți din filozofie. Era o comuniune extraordinară care ne-a legat pe toți cei care am fost atunci acolo și căruia eu am avut șansa cu Balades, cu orizontul meu Balades, ați făcut celebr, să-l aduc cu noi în memoria culturală a Clujului. Poftim? Ne spuneți o strofă. Dați că o caut eu aici. Dar da. Spuneți noastre. Câte nopți albe ați făcut acolo? Că se închidea local. Ei, se închidea localul, dar nopțile erau lungi. A, deci vă lăsa în local? Nopțile erau lungi, noi puteam rămâne, cum să zic, chiar mai mult în acel spațiu. Hai, spuneți că caut eu mongol aici. Caut eu, ziceți-mi dumneavoastră. Nu, l-am găsit. Cine vă încuia? Ați găsit? Da. L-am găsit, dar ca să, cum să zic, să iau textul în față doar ca să îmi sprijine vreo posibilă uitare. Da. Pentru că este balada Crâșmelul Mongol începe așa, zice, de va fi fost, a spune, eu nu știu, un alt lăcaș să-și urce paraponul mai sus decât dopt taticul duhliu, un gher setos al Crâșmelul Mongolul.
Un'altra cassa che mi mai si è messa su strascina a Burgo li trovessi, o altra lucratura mai de prezzo in care stava se ci avea poesi, in titoria bachi cu lui domn sfârșau în zorna strujnice chiolhanuri, cu vinurile pâlpâind da somn în scoica dizmuitelor pocaluri, în palma miezului grăbitei nopți, giular frenetice a înaltei stări, stam rezemând tăcerile de bolți și întristarea lumii în cântări, eram acolo dăruiți de vis, scârbiți de timp și limpeziți de viață. Eram cu toți, așa precum s-a zis, superbi cavaleri de dimineață. Mulțumim. Asta eram. Mulțumim. E, acum am o surpriză. Adam mi-a spus că cine venea și vă deschidea dimineața? Că... E, bă, era Baciu Mureșan. Baciu Mureșan, da. Deci el vă închidea la închiderea... Da, da, erau... Vă lăsa localul pe mâine? Nopți în care rămâneam acolo să discutăm, să ne spunem ale noastre. Și când veneau zorii, apărea zori, Baciu Mureșan? Da. Și cum zicea? Nu, când pleca, zicea, domnilor, eu m-aș duce să mă culc, că mi-e ca în somn, la ce oră să vin să vă deschidem? Da. Am o surpriză. Vă rog. Ne uităm la televizor, ne da? Uităm. Ha.
Dumitru Farcaș. Da, mă bucur că dragul meu prieten Mitru Farcaș, plecat la cele veșnice, se află împreună cu noi aici și mă bucur pentru această melodie extraordinară care poartă în ea, cum spuneam cândva, toată suferința acestui pământ transilvan, unde sudalma e mai grea chiar decât în alte locuri ale României și doinele mai necate de plânsul secular. Mai am o surpriză. Alo? Alo? Vă ascultăm, sunteți în direct. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Cine ziceți că e la telefon? Nu știu. Maestru Dorel Vișan. Acum recunosc cine este. Da. Da. Vă ascultăm, maestru. Urmăresc. Da. Urmăresc frumoasa emisiune în care am avut bucuria să deschid acest ciclu prin generozitatea omului minunat și postul Ștefan Cadou la care o și găsuiește. Am spus câteva cuvinte despre ilustrul profesor și chirurg Teofil Lung. Vreau să spun câteva cuvinte și despre ora vedeți. Ascultăm! Eu, în credința mea, Horea Bădescu este unul din puținii poeți de la curțile dorului. Da. Care se numea odată boierii scrisului. Deci Horea Bădescu este un boier al scrisului. Toată scriptura lui și poezia lui, din care am recitat cu multă bucurie și plăcere, fiecare vers al lui Horea nu este pus pe hârtie ca să sune din coadă, cum spunea poetul, ci este plin de sens, de fevă și de nepieritor. Eu m-am format odată cu Horea și cu Cornel Pop și cu Mitru Fărcaș și cu mulți alții care s-au instalat în stele și în amintirea noastră și pot să spun că Horea Bădescu a învățat la școală noblețea. Deci cred că noblețea ar fi cuvântul care îl caracterizează cel mai bine. Acea noblețe care se mulțumește cu sine și nu dușmărește și nu invidiază ce au alții. Acesta este semnul și dovada sufletelor mari, care se adapă din izvorul veșniciei. Poate că pentru cineva aceste cuvinte ar părea mari și pompoase, dar nu e adevărat. Eu le spun cu toată sinceritatea și cu toată credința, pentru că noi atât de mult am căzut, vremea și omenirea noastră și românismul nostru, încât ne orbim singuri și nu vedem că în jurul nostru avem asemenea oameni minunați în toate domeniile, pe care ar trebui să-i stimăm, să-i considerăm și să-i folosim, pentru că ei sunt trimiși pentru propășirea acestui neam. Acesta este semnul și dovada calității unui popor și nivelul lui intelectual. Nu vreau să monopolizez, pentru că îmi place foarte mult ce vorbiți acolo. Vreau să-i urez Horea Bădescu mai departe multă
inspirație, așa cum o are și multă rodnicie. Iar dumneavoastră să vă felicit pentru aceste emisiuni minunate și pe toți cei care ne ascultă să le doresc o zi minunată. Vă mulțumim! Vă mulțumesc! Îți mulțumesc, Dorel! Îți mulțumesc, maestre, pentru că ești alături de mine așa cum ai fost într-o jumătate de veac de când ne știm. Emoționat, dar mergem mai departe. Mergem mai departe. Domnul, pe mine m-ați încântat, nu vă cunoșteam. Anonymous, hai să spunem despre ea. Ce e cartea asta? Ce-i Anonymous că... este o carte care a apărut acum 40 de ani, 71. Da, eu eram anul întâi la liceu. Erați la... Atunci mergeam la liceu. Greșesc. În 78. 78. Da, iată că m-am lăsat. Am crezut că am mai apărut și înainte. Da? Deși am fost olimpic de matematică și fizică, uite că mă trădează câteodată socoteala. Vedeți? Da. Sunt tânăr și fericit. Și acest Anonymous s-a născut, pe de o parte, din datoria mea de om care vin din lumea rurală pentru valorile născute acolo de-a lungul veacurilor, pentru că neamul acesta n-a putut avea academii ale limbii și a făcut aceste academii cu taragota și cu tulnicul lui Mitru, cu singurătățile în care umblau ai noștri cu oile și acolo unde stelele luceau altfel și cerul se deschidea către transcendent. Și de acolo veneau niște lucruri extraordinare în cuvântul acesta care se fasona de-a lungul timpului. Mă și atunci dat gândului la poarta cuvântului. O da, țin minte pe asta. Dar este poemul acesta născut dintr-o sămânță a unui vers popular continuă așa. Da. Și de fapt este altfel. Mă aflai dat gândului la curțile dorului și eram al vântului și eram al norului. Rătăcit am prin grădine, nu era nimeni să vină, numai rândul rândului la marginea gândului, la poarta cuvântului. Da, la porțile dorului ne aducea aminte de Blaga. Exact, dar dorul românesc nu este apanajul lui Blaga. Nimănui. Este un concept metafizic, dacă vreți, despre care un teolog de prima mână, care este și scriitor, George Remete, a scris o carte despre dor. Am fost împreună la prezentarea acestei cărți. Este un lucru extraordinar despre ce se poate aduna în acest cuvânt care ne definește ființa, pentru că vreau să vă spun un lucru. Este păcat că satul românesc, îmi pare rău să o spun, se stinge. Că nu-și mai cultivă, știu, dumneavoastră faceți un lucru extraordinar cu emisiunea Vine Clujul pe la noi. Să scoateți în evidență oameni care încă mai păstrează aceste valori, care le practică. Problema este însă cât se va mai întâmpla acest lucru și cum se va duce mai departe această zestre care ne-a fost dăruită. Eu cred că ceea ce s-a întâmplat cu România, degringolada în care ne aflăm astăzi, și nu mă sfie să o spun, se datorează faptului că toate valorile fundamentale ale spiritului românesc care au venit din ruralitatea acestei națiuni au fost înlăturate și că am scris despre acest lucru, am vorbit de mai multe ori. Ceea ce se întâmplă cu noi a fost victoria Mahalalei asupra României. Sunteți un și vreau să vă incorrigibil împătimit de limba română. Sunt împătimit de limba română, care este în suferință, domnule Vaida, care este într-un fel alungată din școală ca și istoria României și suntem pe cale, spuneam așa ceva. Facem asta, domnule. Haideți. Da. M-ați prins. M-ați prins și mă obligați să fac publică
o scrisoare deschisă pe care am adresat-o Ministerului Analfabetismului Funcțional din România cu ocazia limbii române din acest an. Sărbătoarea limbii... Eu am fost mandatat să prezint această scrisoare. O să vedeți de semnături. Să citiți tot până la ultimul rând. Da. Cine m-a mandatat. Bun. Și această scrisoare deschisă zice așa. A zis poetul, Iania stăpână, lăsați în pace limba română. A zis un altul, precum se știe, e cartea noastră de boierie. Lăsați-o în pace cât mai e vie. Iane e glasul, Iane e tăcerea. Cine vă îndeamnă să-i luați puterea? Ce aveți cu limba din vechi cazanii, voi care nu știți decât cum se fac banii? Limba română e o rugăciune. Lăsați-o în pace, așa să sune. Păstrați-o astfel, nu o dați prin șanț. Limba română e tezaur sacru de la părinți. Nu o vindeți pentru 30 de arginți. Ea ne e patria, ne e veșmântul, lăsați-o în pace, că noi avântul. Limba română e un drum spre zei. Nu puneți stavile în calea ei. Ea stă între mine și Dumnezeu, murmur al inimii neamului meu, rană și lacrimă, dor și fântână. Lăsați în pace limba română. Și semnează Mihai Eminescu, Ile Caragiale, Grigore Vieru, Alexei Mateevici, Emil Cioran, Martin Opiț, Vasile Alexandrii, Nichita Stănescu și am scris aceasta eu, Diac Horia Bădescu. Frumos. Unde ați citit-o prima dată? Unde am citit-o? Aici, în parc, la ziua limbii, la Centrul de Cultură Urbană, de ziua limbii române. Ne-ați încărcat? Acum am pentru că vreau să vă spun un lucru. Da. Și apropo de Anonymous, și apropo de ce spuneam despre cultura, cultura rurală, care ne-a format pe toți. Îmi aduc aminte ce spunea un om extraordinar pe care am avut șansa să-l cunosc la București și să stau cu el să-l ascult. Petre Țuțea. Petre Țuțea spunea la un moment dat, când va dispare ultimul țăran din lume, la toate popoarele, vreau să spun, va dispărea și ultimul om din specia om. Și atunci or să apară maimuțe cu haine. Da, acum vreau să schimbăm un pic, ne-ați umplut de nostalgie, ne-ați încărcat, dar fiți atenți. Tot în linia personalităților care țin la poporul acesta, la limba română, da, o să dăm așa un cântec mai sprințat, dar fie vorba de octombrie, nu? Da, sigur că da. Și o să vedeți cine îl cântă. Hai! Octombrie a lăsat pe dealul covoare galbine și roșii, trec nori de argint în valuri și cânta dragoste cocoșii. Mă uit mereu la barometru și mă înfior când scade un pic, că soarele e tot mai mic în diametru. Și pe sub cerul calcan mai trec zile albe după zile, mai nestatornice și mai subtile, întârziate fără vreme, se plimbă toamna prin grădini cu falduri flamii de plin de crizanteme. Și cum abia pășește-n mers ca anarchiză, de parcă întregul univers se uită numai cu surpriză, un liliac
me tu meriți, deariurai pe domnișoară, când am venit să vestejit și de emoții am florit a doua oară. Și pe sub cerul calcan mai, trei zile albe după zile, mai nestatornice și mai subtile, întârziate fără vreme, se plimbă toamna prin grădini, cu falduri flami de plin, de crizanteme. Pășește-n mers ca o marchiză, de parcă-ntregul univers se uită în urmă-i cu surpriză, cu liliac nedumerit de-aliura ei de domnișoară, a îngălvenit s-a vestejit și de emoții a înflorit a doua oară. Da, a fost maestru Tudor Gheorghe. Cum să nu mă bucur pentru un artist, un prieten, un artist unic. Și tot pe baricade. Și tot pe baricade. Este unic. Să mulțumim sponsorului emisiunii, restaurantul Chios din Cluj, unde ne și găsim acum. Domnul Bădescu, ia să vedeți dumneavoastră ce am pregătit eu aici. Pun o întrebare, nu dau cu parul. În linia ce a spus dumneavoastră, și citesc de aici, ce a scris, să nu greșesc, tot profesorul Mircea Popa, dar îmi dă bine mie aici. Omul ajunge să apeleze la plângerile lui Solomon, avatarurile lumilor trecute sunt reactualizate în poezia domnului Bădescu. Și zice așa, domnul Bădescu, e frig în lume și e tot mai greu să ne încălzim, ne mormântează gheața. De cositor se naște dimineața, la el în cer, în gheață Dumnezeu. Este un poem scris, face parte din aceleași poeme din Furcile Caudine. Da. O scris atunci când, într-adevăr, gheața părea că este... Cei care își amintesc. Care ne acopere, care ne înveșmântează, da. Care ne... Oameni buni, nu și vă... Dumnezeu îngheța în cerul. Nu o să vă vină să credeți că omul acesta delicat scrie și mai incisiv. Din Între Scila și Carida încotro, zice așa, trăim instant, iubim instant, murim instant. Gândim instant în puține cuvinte și multe emoticoane, cu mintea aglutinată de potopul de informații standardizate. Trăim instant în beneficiul unei infime pletore de îmbuibați. Trăim rupți de rădăcini, de părinți, de memoria noastră, de noi înșine. Cum să vă zic, întreg acest volum despre care vorbiți dumneavoastră este, dacă vreți, paginile astea sunt rodul unei conștiințe care nu poate să rămână indiferent la ce se întâmplă în jur și mai ales la cum se prefigurează viitorul omenirii. Noi trăim acum în ceea ce numea foarte exact marele prozator Iosa. Da. Civilizația spectacolului. Suntem în plin carnaval. Ne place foarte mult. Mințile noastre sunt aburite de toată această nebunie care se întâmplă și care ne duce cu ea către un orizont din care omul este pur și simplu alungat. Ceea ce mințile bolnave ale unor oameni de știință
care sunt de conivență cu factorul politic și care au uitat că știință fără conștiință nu există, cei care au pus mâna pe bagheta vrăjitorului și nu știu ce să facă cu ea, vor să ne ducă într-un viitor în care omul este golit de umanitatea lui, golit de suflet, în care ni se spune că noi, această specie care populăm de atâtea zeci de mii de ani Pământul, suntem doar un ansamblu, o structură de algoritmi și de reacții chimice. Sufletul nu are ce căuta în această viziune, eu refuz să scot omul din umanitatea sa, adică din sufletul și din transcendentul lui. Nu pot să accept că ceea ce ne spunea acum 2000 de ani, 2000 și ceva de ani, Sofocle, pe lumea asta sunt mari minuni, minuni mai mari ca omul nus, nu este adevărat. Numai că această aserțiune, aceste versuri sublime ale lui Sofocle, pot fi citite și în altă cheie. Minunea aceasta poate să fie un derapaj de care să îți faci cruce și să te minunezi. Adică omul se poate el însuși sinucide, așa cum încearcă să o facă, uitând că nu poți să renunți la valorile care au clădit civilizația umană. Vreau să vă spun un lucru. Eu... Asta se cheamă Între Scila și Caribda. Da. Pentru că te afli între scila unui un liberalism dement, dezlănțuit, și a unui bolșevism pe care noi l-am cunoscut, care s-a născut aici în Europa, a emigrat în Statele Unite și s-a copt în universitățile americane și vine peste noi, din nou, prin doctrinele Voche, prin doctrina lui cancel culture și prin alte asemenea doctrine care se întorc în bătrâna Europa ca să-și regăsească locul de naștere. Dar ședeți-te aici. Occidentul nu mai ține la valorile sale. Nu mai ține. Nu mai. El nu mai ține fiindcă nu le mai cunoaște. Da. Le recunoaște, ți-a spus, da? Dar merge mai departe. Le confundă cu efectele lor secundare și degradate. Valorile occidentale sunt acelea pe care bărbații și femeile Estului le-au apărat și conservat cu prețul libertăților fizice atunci când n-a fost vorba de chiar prețul vieții lor. Da. Căci Occidentul este la Est. Ia explicați-ne asta. Occidentul este la Est din acest punct de vedere al păstrării valorilor. Da. Pentru care s-a bătut întotdeauna și pentru care eu îl citez și îl taxez în această carte pe unul dintre actorii politici proeminenți ai momentului, care este domnul președinte Macron. Căruia nu-i pot ierta eu, care sunt un francofon și un francofil convins, care scriu în limba franceză, care am cunoscut o parte importantă din elita franceză, care am fost în Franța atunci când încă România și cultura română era privită la adevărata ei valoare, atunci când exista, poate mai există și acum, pentru că mulți dintre cei pe care i-am cunoscut și cu care am fost în amiciție, cum este doamna Catherine Lalumière sau cum este Thierry de Montbrial sau cum este istoricul Jean-Paul Bled și atâția alții, mai păstrează în sufletul lor și știu cât a primit Franța din partea României, în schimbul, într-adevăr, a infuziei de modernitate pe care în secolul XIX și începutul secolului XX Franța a adus-o Românie, a primit de la România cu asupra de măsură la strălucirea culturii franceze oameni de o cultură înaltă, personalități de vârf din toate domeniile. Nu e cazul să începem acum să le rememorăm fie și numai prin cei trei. Eliade, de francezi. Da. Despre dumneavoastră. Vă rog. Și vreau să vă spun că nu pot să-l întreb pe domnul Macron, care spunea la Bruxelles despre, și nu numai despre România, despre Est. Valorile voastre nu sunt și ale noastre. Și atunci? Referindu-se la valorile tradiționale și mai ales la valorile spirituale.
Aveți aici o expresie. Pentru că domnul Macron sunt sigur că poate l-a citit pe Mauro. Poate. Care spunea că secolul 21 va fi un secol spiritual, un secol religios sau nu va fi deloc. Și care mai spunea că în secolul 20, sfârșitul secolului al 19-lea, noi, spunea el, am prin doctrina și analiza freudistă, am descoperit demonii din om. Sarcina noastră acum este să redescoperim zeii. Am o întrebare. Să vorbim acum. Da, despre asta spuneam. Și acum bon le cerveau? Bun, le servo. S-a servul făcut de șoză. Ați că vă citesc de aici, ca să trag eu o concluzie. Nu cred că viermele este mai important decât mărul, dar nu pot suporta surzătoarea inconștiența mărului. Da, este adevărat, pentru că asta încerc să fac. Nu pot să mă uit cum putrezește omenia și cum putrezește umanitatea din om și să rămân indiferent. N-am cum. La vârsta mea, la experiența de viață pe care o am, nu mai îmi pot permite acest lucru. E târziu ca să-mi schimb modul de a gândi, opiniile, valorile. E? Nu pot să fac acest lucru și vreau să vă spun un lucru. Am vorbit mai înainte despre între Scila și Caribda, aceasta. Ei bine, eu fac parte, să spunem, dintre aceia care cred în ceea ce spunea bătrânul Vig de la sfârșitul secolului al XIX-lea, Edmund Burke, care spunea așa, zicea el, o societate nu funcționează în beneficiu celor prezenți într-un moment istoric anume, ci este un contract mult mai profund între cei morți, cei vii și cei nenăscuți. Ori acest contract presupune o continuitate de valori. Acest pact presupune să nu uităm cine suntem, de unde venim și numai astfel putem să învățăm unde mergem. Nu se poate fără acest lucru. Eu am trăit experiența și mă tem întotdeauna de toți cei care vor să creeze omul nou. Vă aduceți experiență, știm. Noi avem experiența asta. Ia uitați. Doamne, spinarea lumii s-a cocoșat de vânt. Da. Dar vântul acesta noi l-am stârnit. Și cine seamănă vânt, culege furtuna. Poezie și sacru. Ca la facultate, dau subiectul. Ce anume? Să ne vorbiți despre poezie și sacru. Despre poezie și sacru. V-am spus, când am vorbit despre Echinox și despre generația mea, că tocmai cu toții am încercat să readucem în cetate sacrul. Să-l aducem pentru că sacrul este esențialitatea omului. Fără sacul nu putem trăi. Și cândva scriam despre faptul că pentru că am iubit cuvintele, asta m-au și împins către literatură, mirajul alcătuirilor, anunților dintre cuvintelor. Dar abia atunci când am văzut cum trăiesc și mor cuvintele. Atunci când am văzut cum se poate umili, batjocorii, și ucide chiar cu cuvintele. Atunci când am înțeles că ele nu ne sunt date pentru a-l înjosi pe om, ci pentru a-l preamări, am ajuns la literatură. Însă la poezie am ajuns cu mult mai târziu, în momentul în care am înțeles că lumea are un sens, că noi facem parte cu văzutele și nevăzutele noastre din acest sens și că mergem împreună cu el, că avem în noi scânteia aceea de logos despre care atât de minunat vorbea Dumnezeu, să-l țină în lumina sa
Bartolomeu Anania, care spunea: sunt om ca voi, dar om încuvântat, om prins în cuvânt. Iar poezia și sacrul despre care mă întrebați dumneavoastră a fost un subiect, cine parcurge poezia mea de la primul volum din 1971. Câte volume de toate? Nu știu, o 30 în total. Poezie, proză, eseu. De la prima poezie din Barley Eleusi, va vedea că acest filon al transcendentului există în poezia mea. Există, în ciuda cenzurii, există un poem în Barley Eleusi care spune așa: au înflorit salcâmii iluminați în noaptea aceasta drumul albinilor spre Dumnezeu. M-a simțit, Aurel Sasu, că zice la dumneavoastră, simplu, poezia vindecării de îndărnicia inimii. Da. Asta e poezia lui. Pentru că poezia este, în primul rând, rugăciunea inimii, dacă vreți. Rugăciunea către noi și către lume. Poezia este biografia noastră interioară. Proza, da, eseul este cel care exprimă estetic experiența de viață. Biografia existențială. Dar biografia interioară este aceea pe care o dă poezia. Am o surpriză. Da? Vă rog. Aveți un prieten mare peste Prut. Mare. Ha! Da, maestru Eugen Doga, un artist unic, ca și Tudor Gheorghe, de exemplu, un muzician de o sensibilitate extraordinară, un om cu o inimă românească mare și nu e de mirare pentru calitatea muzicii sale că acest vals pe care l-am ascultat. Sunt cele mai mari creații muzicale ale omenirii. Exact. Domnul Bădescu, vă dau, cum se zice,
șansa de a spune dumneavoastră ceva frumos la final, că eu nu mă prea pricep. Ce aș putea să spun la final decât poezie? Da. Am să vă spun două scurte poeme. Da, le ascult. Vinovați suntem de a fi uitat lacrima ploii și a dragostei. Vinovați de amnezia ierbii de a răsări, de albia oarba a râului. Vinovați de durerea zilei care se stinge fără a-și aduce aminte de noi. Vinovați de păsările care își uită cuibul și mor în scorbura norilor. Vinovați de buzele arse de sete de a spune celuilalt te iubesc. Vinovați de pustiile clipelor, de viața ucisă înainte de a fi trăită. Vinovați de mărturisire și de tăgadă. Vinovați de noi înșine, triști negustori de ceea ce niciodată nu vom afla că n-a fost al nostru. Și ca să încheiem cu cele ce am vorbit în Scila și Caribda, da, am și o rugăciune. Da. Doamne, lasă păsărilor cerul, Doamne, lasă peștilor pârâul, lasă vântului să-și țină frâul, lasă frigului să-și știe gerul, lasă, Doamne, firea să se înfire, lasă mintea să rămână întreagă, gura fetelor să fie fragă și de lacrimi ochiul să se mire. Lasă soarta să-și urmeze soarta, lasă râului să-și curgă valea, lasă drumului să afle calea, lasă morții să-și ajungă moartea, lasă, Doamne, omului femeia, lasă-i, Doamne, pruncului părinții, lasă-i vânzătorului arginții, dar luminii lasă-i Galileea. Foarte frumos. Da. Oameni buni, am avut astăzi invitat pe primul director al studioului de radio-televiziune din Cluj. N-am spus asta. Pe dânsul am găsit când am venit eu, era director. Pe vremea aceea, radio și televiziunea făceau parte din aceeași societate. Un om, un apologet convins al dragostei și al înțelegerii umane. Sper că ați văzut și dumneavoastră. Dar, uite, o să încheiem cu o constatare, că asta a fost. Zice dumnealui într-un loc acolo, ce pustiu, Doamne, ce pustiu. Închei și eu, mulțumindu-vă pentru că ne-ați urmărit, o să mai facem asemenea emisiuni și să rămâneți optimiști, să fiți buni, că nu costă nimic. Și închei chiar cu un vers al dumnealui. Toate la fel. Noi, Dumnezeu, eternitate. La bună vedere!